Datorită faptului că unitățile de cazare universitare din Cluj-Napoca sunt deja ocupate în totalitate de către studenți, reprezentanții celor mai mari universități din cluj babeș bolyai Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Universitatea Tehnică, nu pot oferi cazare pentru refugiați pentru că nu mai au locuri vacante. Căminele universităților și inspectoratului școlar județean din Cluj nu pot oferi cazare pentru refugiați, potrivit Mediafax. Pe de altă parte, reprezentanții Universității babeș bolyai din Cluj-Napoca susțin că pot ajuta refugiații cu hrană și apă. S-a primit de la minister o adresă prin care am fost întrebați dacă putem oferi cazare, hrană și apă, asistență medicală și religioasă, asigurarea legăturii cu misiunile diplomatice. Răspunsul nostru a fost, putem oferi hrană și apă pentru 50 de persoane pentru 30 de zile. Nu putem oferi cazare, deoarece căminele noastre sunt pline. Avem mai multe cereri de cazare în cămine decât locuri în cămine, a afirmat Corina Rotar de la biroul de presă al UBB pentru Mediafax. Mai mult și cei de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj au avut un răspuns similar. Acum, toate locurile în căminele noastre sunt ocupate de către elevi și studenți, în urma parteneriatelor pe care le au cu universitățile, a afirmat inspectorul școlar general Valentin Cuibuș.